Pompierii Vâlceni s-au deplasat cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurdă în Comuna Bujoreni la un incendiu izbucnit la o casă de locuit. Din nefericire, acoperișul casei a ars pe o suprafață de aproape 80 de metri pătrați. O femeie gravidă care locuia în casă, dar nu se afla în locuință. În momentul izbucnirii incendiului a fost transportată la spital și o vecină care a suferit un atac de panică a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii militari vâlceni au fost solicitați cu puțin timp în urmă pentru stingerea unui incendiu izbunit la o casă în localitatea Bujoreni. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul detașamentului de pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurt. A fost anunțat și SVSU din localitate. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta generalizat la casă și la acoperișul acesteia, pe o suprafață de circa 70-80 de metri pătrați. Echipajul smurda a evaluat o persoană de sex feminin, gravidă, care a acuzat dureri abdominale, ulterior aceasta fiind transportată la spital. O altă femeie care prezenta simptomele unui atac de panică a fost evaluată și monitorizată medical. A refuzat transportul la spital. Incendiul a fost localizat, în scurt timp de la sosirea echipajelor operative și lichidat în limitele găsite.